Ne aflăm în cartierul compozitorilor din municipiul Constanța, cunoscut de locuitori drept cartierul de lux. Însă, după cum puteți vedea, ne aflăm pe o stradă neasfaltată încă din pământ și în situația acesteia sunt multe altele din acest cartier, precum și construcții lăsate de izbeliște în paragină. După cum puteți observa, în cartierul compozitorilor încă se lucrează de zor, se construiește fără a se ține cont de distanța dintre imobile. În spatele meu se află deja lucrările în desfășurare la un imobil foarte aproape de blocul celălalt. Cartierul compozitorilor. E nevoie de asfalt. E nevoie de luminat în cartier. Și vreau asfalt, mi-am rupt opincile. Bună dimineața. Bună dimineața. Și vă place cum s-au construit aici? Vile, blocuri, cu distanțe? E frumos, e frumos. Dar e nevoie de asfalt. Înghesuit. Am înțeles. E înghesuit. Restul totul e bine, dar atât să asfalteze, lumina să fie în cartier, curățenie. Da. Restul tot ok. Vă mulțumesc.